Consiliul Județean Sălaj, în parteneriat cu Comuna Bucium și Comuna Mirșid, a organizat în perioada 14-15 ianuarie recepția la terminarea lucrărilor executate în cadrul proiectului Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, promovat în cadrul Regio, Programul Operațional Regional 2007-2013. Pentru realizarea acestui proiect, Consiliul Județean Sălaj a contribuit cu 1.510.585,87 de lei din totalul de 35.859.112,12 lei. Investiția a urmărit restaurarea celor două castre romane din localitățile Bucium și Moigrad, contribuind la valorificarea patrimoniului istoric și cultural al județului și al Transilvaniei de Nord. Potrivit președintelui Consiliului Județean Tiberiu Marc, proiectul constituie un prim pas în valorificarea turistică a castrelor romane din județ, în special celor din Bucium și Moigrad. Astfel, Tiberiu Marc a ținut să precizeze că valoarea turistică a celor două castre va crește în momentul în care vestigiile vor fi scoase la lumină și prezentate publicului larg. Valoarea lor turistică va crește în momentul în care arheologii vor reuși în viitor să scoată la lumină și să poată prezenta celor interesați de istorie sau turiștilor vestigiile care există acolo. Este doar o etapă, cea pe care noi am finalizat-o acum, care a fost necesară, fără îndoială, dar ea cred că ar trebui continuată în sensul în care v-am spus. Zilele următoare urmează ca, împreună cu conducerea Muzeului Județean de Istorie și Artă, să convenim și asupra viitorilor intervenții care urmează să fie făcute acolo, a unui program de manifestări care intenționăm să-l organizăm în așa fel încât această investiție să aducă, așa cum e normal, și vizitatori în plus, iar cei care sunt pasionați de istorie, dar nu numai, să găsească la Porolisum și la Bucium locurile în care pot să își satisfacă curiozitatea, dar și manifestări de altă natură care să poată fi organizate și care să aibă legătură cu istoria. Castrul de la Porolisum și lucrările arheologice care au fost efectuate în anul 2015 acolo sunt de natură să incite și pe arheologi și pe cei care vor administra cele două castre, pentru că sunt descoperiri care lasă loc la noi dovezi ale schimburilor economice, a schimburilor comerciale care au avut loc. Până la urmă, cele două castre au fost castre de graniță și specificul acesta poate fi exploatat și în scop turistic. Prin proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj au fost abordate o serie de lucrări de restaurare și punere în valoare a vestigiilor din cadrul celor două situri arheologice cu valoare națională. Acest proiect va contribui la creșterea activității ofertei turistice regionale și județene. Manifestările care vor fi organizate în aceste locații vor reprezenta un punct de interes important pentru pasionații de istorie și vizitatori.